Domnule Demeter, a stricat seria de 8 meciuri fără victor, fără înfrângerea echipei din Piauna de Jos. Câteva cuvinte despre acest joc? Mă bucur pentru băieți, în primul rând, că am făcut 15 de emoții, cât de puncte avem. Oricum, mă bucur pentru băieți, pentru victoria asta. Este o victorie care nu aveam planificată, băieții au muncit, au crezut în ea și ne-a ajutat poate și terenul prin puțin desfundat și moale, Pian fiind de o echipă tehnică, jocul s-a cam egal ca și valoare. Ați fost motivați și de alte echipe sau pur și simplu doar pentru primele de noi niciodată n-am fost motivați de nimeni, din păcate. Nu știu cum se procedează, dar noi n-am fost niciodată motivați de nimeni, din păcate. Și asta suntem, asta a văzut și noastră, între doi băieți din 98, 95, 96, 97. Raimus, eu condus din teren astăzi, poate că a fost plusul care, de care aveam nevoie în lipsa lui Bucur, al lui Sas și al lui încă câțiva jucători care n-au putut veni din nou. Olimpia reușește meci de meci, chiar dacă până acum n-ați câștigat pe echipele din frunte, să vă luptați de la egal la egal cu ele. Credeți că dacă n-ați fi împrumutat atâția jucători, v-ați fi bătut în lupta pentru șefie? Cu lotul de anul trecut și cu ce copii avem a noastră, era greu, că e greu de gestionat un lot de 30-40 de jucători, dar cu lotul care l-am fi avut anul trecut, cu siguranță ne-am fi bătut la primele locuri, nu știu că la șefie, pentru că deocamdată în Aiud nu sunt bani pentru a lupta pentru promovarea în Liga a 3-a. Totuși vreau să mulțumesc pe această cale primăriei municipiului Aiud, care prin contractul făcut și prin proiectul inițiat de noi în luna mai, până acum s-a achitat în proporție de 90% din cuantumul banilor de 370.000 de lei.